Județul Prahova este renumit în toată țara pentru parcurile industriale deschise în ultimii ani. Consiliul Județean Prahova are deja 3 astfel de parcuri cu extindere în mai multe locuri din județ și investitorii sunt mulțumiți. În mare parte, avantajul parcurilor de aici îl reprezintă distanța foarte mică până la capitala țării. După același model, comuna Bucov, vecină Ploieștiului, dorește să facă un parc industrial pe teritoriul său. Pe o suprafață de 17 hectare sunt deja ocupate 7 cu investiții în domeniul serviciilor auto, alimentații sau agrementului sau cu hale de producție. Facem proiecte în momentul în care vom lua titlul de parc, să facem proiecte și să le introducem pe polul de creștere Ploiești. Că e necesar acolo în zona parcului și un sens giratoriu pentru parc, pentru societățile industriale din zona refractare Plașa, cât și pentru parcul industrial care s-a demarat. Așa că primăria Bucov face în această perioadă demersurile pentru a obține documentele necesare ca întregul complex să primească titlul de parc industrial. Una dintre condiții este ca suprafața să fie de cel puțin 10 hectare, iar o alta ca parcul să aibă acces la un drum național. Situat pe malul Teleajenului, parcul va crea cel puțin 1000 de locuri noi de muncă, în cea mai mare parte pentru localnici. În plus, există posibilitatea extinderii acestei suprafețe cu încă 20 de hectare.